Bine, v-am regăsit. Haideți să vă arăt ce valize mi-am cumpărat pentru cele două polizoarele mele de la Bosch, ăla mic și ăla mare. Vi le-am mai arătat eu prin clipurile mele. Ăla mare a venit așa într-o cutie de carton, de genul ăsta. GVS 20-230GH. Și celălalt mic, GVS 850CE, tot așa într-o cutie de carton albastră, la fel ca și celălalt. Și după ce le-am desfăcut eu, știți că e foarte greu să le mai bagi înapoi în cutie exact așa cum erau ele împachetate, și în orice caz mai aveam nevoie să plec cu ele pe undeva, pe la câte lucrare, și nu aveam cum să plec cu cutiile astea de carton. Așadar am găsit pe internet niște valize din astea care se potrivesc cu modelele pe care le am eu. Deci asta mică este pentru GVS 850CE, se potrivește cu mai multe modele din categoria asta, din gama aia de diametru al discului. Asta este o valiză un pic cam zgâriată, dar nu am avut ce să fac pentru că era ultima în stoc și n-aveam cum să fac mofturi. E un pic mai deteriorată, să zic așa. Probabil a fost ultima expusă pe acolo, pe un raft sau ceva. Și tot au mișcat-o băieții aia. Dar se prezintă destul de bine. O valiză clasică, modelul ăsta de la Bosch, cu sigla imprimată frumos pe valiză. Haideți să vă arăt cum stă și polizorul înăuntru. Deci are două cleme și cam așa stă și polizorul în cutie. Polizorul, îl știți, vi l-am mai tot arătat. Am băgat și cheia. Și așa cum puteți vedea, acolo în cutie, aici are un lăcaș unde se pune polizorul. Aici unde sunt cercurile astea două, poate intra foarte frumos și cu pânza, fără să fiu nevoit să o dau jos, exact cum vedeți. Și mai are aici, mai are scobitura asta așa, ca să aibă loc și mânerul lateral. Iar aici pot pune ori câteva discuri, în felul ăsta așa, să am de rezervă. Iar ați văzut, polizorul intră foarte ușor, va sta acolo și cablul îl fac așa colac și pe ăsta și îl bag tot în cilindrul ăla acolo. Nu o să stă el foarte bine niciodată pentru că tot mișcându-l se mai curbează. Cert este că acum pot să-l țin organizat frumos. Am închis valiza și pot pleca cu el undeva. Și chiar dacă nu plec, ideea este să-l țin organizat frumos. Avem aici o etichetă, ne arată cu ce modele este compatibilă această valiză. Vedeți, ne arată toate modelele cu care este compatibilă și este foarte bună. Acum hai să vă arăt și pe asta mai mare. Asta chiar arată foarte bine, nu are niciun fel de zgârietură pe ea. E o valiză pentru modelul de 230. La fel, același model, același sistem, marca imprimată, pe niște închizători din astea metalice, foarte bine făcute. Este destul de grea, bine că înăuntru am și polizorul, dar e la fel o valiză de care sunt foarte mulțumit. Hai să vă arăt și înăuntru și la modelul ăsta cum vine.
spate. Are un plastic foarte gros. Nici măcar nu se îndoaie. Și, cum vedeți, înăuntru polizorul mare stă foarte bine acolo. Pot să bag și toate accesoriile. La fel, în același mod, intră cu discul deja montat, fără să fiu obligat în vreun fel să-l dau jos. Intră acolo cu discul. În partea asta aici mai am un loc tot așa pentru niște discuri de rezervă. Pot să-mi pun, să iau după mine, un disc, două câte am nevoie. Și polizorul, ați văzut, intră exact în felul ăsta. Și mânerul, ca să nu, loc pentru mâner are aici, intră exact acolo în locul ăsta. Îi pun și cheia, deși eu cheia nu prea o folosesc și nu prea vreau să o pun în valiză, pentru că atunci când mișc valiza, cheia asta se mai poate mișca prin valiză și poate să-mi zgârie polizorul. Aici, după cum vedeți, mai are un compartiment, pot să bag aici cartea, de exemplu, manualul de instrucțiuni sau ceva, niște piese pe care vreau să le iau după mine. Așa cum v-am spus și la cealaltă cutie, este o valiză care este compatibilă cu mai multe modele de polizoare. O să văd dacă scrie pe ea, dacă are tot la fel o etichetă unde să... Da, are aici o etichetă. Nu prea înțeleg de ce mi-arată polizorul ăsta cu acumulator. Probabil că e modelul ăsta de sus. Nu-mi dau seama unde ar putea să intre ăla. În schimb, mi-arată GVS25-230. Deci probabil este pentru modelul ăla, dar după cum ați văzut, intră foarte bine și 20-230 GH. Și în felul ăsta mi le țin și eu frumos organizate în valizele lor. Sunt protejate de praf, de murdărie și le pot lua foarte ușor atunci când am nevoie să mă deplasez cu ele undeva. Cam asta am vrut să vă arăt despre aceste două valize pe care le-am luat. O să ne reauzim la clipul următor, probabil că o să apară destul de curând, așa că până data viitoare eu vă doresc spor la treabă și numai bine!